Sărbătoarea pâinii de la Scornicești s-a bucurat anul acesta de invitații importanți din mediul politic. Ludovic Orban, președintele PNL, a venit însoțit de liderii locali ai partidului. Înainte să guste din pâinea făcută în țest, cei de la PNL au organizat o conferință de presă în care au discutat despre temele de interes național și local din această perioadă. Ne-am gândit, având în vedere că domnul președinte Ludovic Orban a venit în județul Olt, să facem această conferință de presă la ora 18. La ora 16 am avut un birou permanent județean lărgit, iar după această conferință de presă am invitat toți membrii biroului și invitații mei de la București să participe la sărbătoarea anuală, sărbătoarea pâinii. Ludovic Orban a criticat propunerile de modificare a unor legi din justiție venite din partea ministrului Tudorel Toader. Partidul Național Liberal a susținut organizarea autonomă a puterii judecătorești. Partidul Național Liberal a susținut și susține în continuare independența justiției și non-interferența în activitatea puterii judecătorești și activității parchetului, a factorului politic, a celorlalte puteri, a altor forțe organizate, cum ar fi servicii de informații. Judecătorii și procurorii trebuie să-și desfășoare activitatea în baza legii, în baza deontologiei profesionale care există în fiecare profesie. Iar senatorul PNL Siminica Mirea a apreciat modul în care primarul din Scornicești, Ion Prioteasa, administrează orașul. Am găsit un oraș mai curat, cu drumuri mai bune, un oraș care cred eu că trebuie să devină un exemplu de bune practici pentru toți primarii PNL. Pentru că va veni vremea când oamenii vor înțelege că noi, cei de dreapta, primarii noștri, sunt cei care conduc cel mai bine localitățile pe care le păstoresc și atunci când vor veni alegerile, pentru că nu mai este mult, decât mâine, nu-i anul 2020, să vină și să aleagă oameni din echipa noastră. Liderii PNL au fost alături de primarul din Scornicești și la deschiderea oficială a festivalului tradițional Sărbătoarea Pâinii.